informația asta? Liniște! Exact! Exact cum ne-am înțeles. Cum și-am spus, întreb unul așa o leacă mai diferit. Da, pentru că el a și centru de atracție la circul meu. Da, banii nu sunt o problemă. Dau cât trebuie. Hai, trimite-l la mine la oficiu. Uh-huh. Hai, o zi bună. Game of Thrones. Oh, auzi? Dar poți să-i spui unei agenția mortală? Ah, nu, matrimonială. Aici? Mersi. Bună ziua! Eu sunt... Fiul nelegitim. Eu știu cine tu ești! Tu ești cel mai căutat om din planetă! Dar nu din planetă! Din țară! Serios? Absolut! Am niște oferte pentru tine de nerefuzat! Frumoasă, pentru mine e importantă și frumoasă. Ce frumoasă, băi, buni. Poate credeți că am pretenții absurde, că am această problemă fizică, înălțimea? Nu, tu vezi asta ca problemă? Asta e un dar, toți oamenii caut în ziua de azi asta. Și eu caută mă. Prima dată când aud așa ceva. Și cum se face aici la voi? Aveți un catalog cu oferte? Da, cum și-am spus, am niște oferte care nu ai cum să le refuz. Pokémon! Pokémon? Da. Poate eu nu am precisat corect, dar ar fi bine femeie. Femeie? Pe acasă nu m-am gândit la așa număr, dar nu cred că astea sunt un număr reușit, femeie. Uitați-vă, eu am încercat odată și a ieșit un număr foarte reușit, cel puțin pentru mine. Și cred că ar fi plăcut și ei, dacă venea. Aici sunt de acord cu tine, s-a mai întâmplat și altora. Stai să înțeleg corect. Tu vrei ceva amuzant? Da, eu cred că umorul face oamenii foarte frumoși. Dacă într-o relație e mult umor, poate ar trebui să-mi plac mai tare. O bilă de bowling. O bilă de bowling? Vă bați joc de mine? Deloc, uite. Eu cred că e cea mai fantastic, cea mai genială. Și uite câte morți are. Stați, domnule, că nu vorbesc acum de partea sexuală, dar mie mi se pare inacceptabil. Eu nu am venit aici să bateți joc de mine. Eu am crezut că aveți niște oferte serioase. Tu crezi că asta e o problemă? Tu crezi că eu nu găsesc ceva bun pentru tine? Tu nu merge? Tu nu? Tu nu merge bine de tot. Perfect! Genial! Wow, ce bucată i-a dat! Au! Giulea, ui! Giulea? Omul Giulea! Au! Nu cred, eu prefer să mă bucur de moment. Încet, tandrus, nu prea grăbesc lucrurile. E că asta eu aud prima oară. Giulea, ui, încet, tandru. Bun, hai să o luăm altfel. Și poziții îți plac? În principiu deasupra. Adică altfel e cam riscant. Adică șef? Nu prea, eu văd altfel lucrurile și cred că ambii trebuie să fim pe un picior de egalitate. Tu mă enervezi. Ai venit aici așa deodată, da? Vrei deasupra și vrei și picior de egalitate. Nu mai băiat, la noi așa nu merge. Vii, subordonezi și după aceea vedem mai departe. Să-i spați circul. Eu înțeleg că relațiile sunt greu de construit, dar nu cred că e nevoie de circ. Nu l-aș numi chiar circ. Mă, nevoie de circ? Nu. Circul-i tot. Adică, eu înțeleg dacă Mirela Vaida spunea asta. Oh, hai de mie! Adică... Circu-i tătăi, eu circ mănânc, circ beau, circ mă... Auzi tu, dacă nu vrei să lucrezi la noi, așa-și spune. Stai, leac, ce să fac? Lucrez? Da. Eu? Da. N-am nevoie, eu am venit aici să-mi caut o soție, aici nu e agenția matrimonială, vreau și eu încă o jumătate. Oficiul e alăturea, aici e pentru angajare. Zamăgire că circă-i tot.
știi când se oprește. Da, așa. Da. Da. Gata? Nu, da. A, nu. Nu. Mă, stai, cum? Nu, e gata. Nu, nu-i gata. Stai că nu-i gata. Nu-i gata. Stai că nu-i gata. El a stat și nu eram așa. A terminat, n-a terminat. E o glumă, nu e o glumă. Nu, nu, nu. Ce-a căutat? Am scăpat o replică. Și-a căutat textul. Ai, eu tot vedeam că scrolează ceva. Căuta textul, mă. Nu-i problemă, reluază de la început. Ia-o de unde ai scăpat. Ăla mic trebuia să plece. Și nu, nici ăla nu l-a ajutat. Da, 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 două secunde, vă rog. Așa este. Descalificat. Aha. Am prins pentru angajare, da, am scris. Dar ne citește și cu voce, cu voce tare. Adică asta e o premieră. Ce căutați, finalul? Da, trebuia să-mi dai replica că agenția este alături. Și am zis, nu, n-am nevoie. Ai serviciu bun? Da, a spus asta. Ții, soții, trebuiești. Certați-l un pic. Ne luăm și la bataia, poșa. Da, da, știu, știu, te face. A, aici, mă, eu am greșit, scuze. Și-am reluat. Neghiulean trebuie. A, nu, asta nu fac pentru nimic în lume. Înțeleg, oricum salariul e 3.000 de euro. Cât ai spus? 3.000 de euro? 3.000 de euro? 3! Nu, la tine așa ca 1.000 jumate, dar 3. Auzi? Dar hai să o luăm altfel. Adică? Bună ziua, eu pentru angajare. Îlăță! Bună ziua! Pokémon? Da! Bravo! Omugulea? Da! Bilă de bowling? Da! Numai cât pic de grădină fac sub nicio formă. A, pic de grădină avem. Oricum acolo de amus 7 nu mai trebuie o oplea și salariul 5.000 de euro. Cât? 5.000 de euro. Și care tu trebuie să mă bag? Încearcă asta, e mai simplu. O! Auzi? Băi, la fluiere poți cânta! Bravo! Băi, dar știi ce-mi pare rău, mă? Ce? Mai aveau 15 replici! 15 replici și acolo s-a blocat! Sorry! 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 Sorry!